Bună, dragii mei! Ne revedem astăzi la un nou clip de cumpărături săptămânale. Vizionare plăcută! Avem aici zona Lidl. A fost săptămâna grecească și am cumpărat și eu o sticlă cu ulei de măsline din acesta mai deosebit, așa, care nu se regăsește în gama permanentă, și niște pateuri cu telemea și susan pe deasupra. Sunt pateuri care vin congelate și ți pui la cuptor și îți pregătești așa calde câteva de câte ori ai poftă. Eu v-am mai spus că ador combinația de cafea dulceagă cu ceva sărat, adică decât să beau cafea și să mănânc ceva dulce, cum tot aud la alte persoane, mai fac și eu, dar prefer varianta cu cafea și ceva sărat. Le-am luat să le am acolo în congelator. Chiar astăzi aveau prin aplicație reducere la această pizza. Sunt două bucăți aici, pizza speciale cu salam, șuncă și ciupercuțe. Din săptămâna franțuzească, aceste foitaje foarte bune cu unt, cașcaval și ceva condimente, oregano, pulpere de ceapă, roșii, măsline, foarte, foarte bune. Roșii pasate, acestea sunt bio, iar acestea sunt obișnuite, două bucăți. La capitol lactate, cremă de brânză, am găsit-o la ofertă pe aceasta, noi folosim cam una pe săptămână, le fac sandvișurile fetelor, și două de făgăraș și două de perluțe de brânză, pentru că în ultima perioadă le-am tot mâncat eu perluțele fetelor, ador să mănânc perluțele de brânză cu miere, cu miere de albine și brânză făgăraș, dar în special perluțele, da, de brânză, și da, am luat câte două. Săptămâna aceasta e săptămâna de pește. La noi am cumpărat două bucăți de somon. Aceasta are 412 grame și a fost 41 de lei și 16 bani, iar aceasta e un pic mai mică, are 375 de grame și a costat 37 de lei și 46 de bani. Au adus aceste mere Cosmic Crisp. Am zis să le încercăm și noi, pentru că ele, când au intrat, acum vreo săptămână, parcă le-am mai văzut, erau la preț întreg 10 lei, cred că 9,99, iar astăzi aveau o promoție. Și să terminăm cu fructele, banane, ca în fiecare săptămână, și clementinele astea, care sunt ceva, fetele mănâncă, cred că plasa asta, conținutul acestei plase, deja în seara asta, cred că va fi gata, pentru că așa s-a întâmplat în ultimele sâmbete, când am mai cumpărat. Da, se curăță foarte ușor, sunt dulci, sunt semoase. Iar legume, pentru că facem pește, vreau să fierb și niște broccoli în combinație cu morcov. Am mai luat ridichi, castraveți, lămâi, roșii din acestea foarte bune sunt, aveau și o mică promoție acum, oricum ele acum văd că s-au mai ieftinit, erau ceva peste 10 lei, vreo 12 lei parcă, iar acum sunt mai puțin de 10. Un mix pentru supă. O să facem supă de găluște, ceapă uscată, o legătură de ceapă verde și vă spuneam, am spus eu la un moment dat, că nu prea ne plac ardeii iuți conservați pe care îi cumpărăm. Fie sunt în oțet, dar oțetul e super acru și mie personal nu-mi place, fie sunt murați, care pentru mine chestia ea sărată, ardei iute, să mănânci la ciorbă cu ceva super sărat, în fine. Și de câteva luni, nu știu dacă avem un an, facem noi în casă ardei iuți în oțet. Pur și simplu îi punem borcanele. Sunt rețete pe net, puteți să căutați, nu e deloc complicat. Se mai adaugă un pic de sare și, dacă vrei, și un pic de zahăr. Și cam asta e tot, pentru că deocamdată ardei iuți așa la kilogram românești de-ai noștri nu sunt. Am cumpărat două punguțe cu mix din acesta, care înțeleg că sunt foarte, foarte iuți. Ouă, o pâine de graham, mă rog, neagră, și pentru sandvișuri salam Victoria,
Și salam pătrat, e foarte bun salamul ăsta pătrat, are gust de salam de Sibiu, de salam bănățean, ambele erau la ofertă acum. Și am mai cumpărat și un baton cu salam de Sibiu, ăsta așa să-l avem acolo, expiră tocmai la sfârșitul lui mai. E o delicatesă și din când în când mai cumpărăm. Carrefour. Am cumpărat aceste două cutii cu lapte de 1,5. L-am găsit în frigiderul acela cu produse reduse la 3,20 lei de la 6,39, convinsă fiind că va expira în curând. Dar când am ajuns acasă și m-am uitat, expiră pe 27 mai ambele cutii. Da. Și ambele sunt reduse. Bun, am mai cumpărat două pachete cu crocanțele de astea cu ulei de măsline și rozmarin, pentru că le folosim pe post de pachetel, iau fetele cât un pachetel așa la școală. Din păcate acum nu mai erau la promoție, dar alea s-au dus imediat, alea patru pe care le-ați văzut. Recunosc că și eu în zilele de post obișnuiesc să mănânc și eu un pachetel de asta seara, așa când aș rănțăi ceva. Guma asta de la Five, pernuțele astea de mentă, îmi plac în continuare foarte mult și le tot cumpăr. Sunt foarte puține, nu știu câte bucăți sunt, dar să știți că foarte puține, adică pernuțele sunt mari, grăsunele, iar cutia asta vedeți că nu e foarte mare. Pentru a-mi face mixul acela de busuioc și cimbru, am cumpărat două plicuri cu busuioc uscat. E marca lor Carrefour, aceasta Simpli, dar e marca hipermarketului. Și cimbru, ambele sunt de la Galeo, doar că acesta are 12 grame și acesta are 18 grame. Și o să vă spun și prețul, că după aceea risc să mă încurc când pun prețurile pe ecran. Deci cel mare acesta a fost 3,75 lei, iar acesta 2,19 lei. O ascuțitoare, haideți o admirăm un pic, noi în casă iubim miniaturile, fetele mai aveau nevoie de o ascuțitoare, da, și ascuțitoare țin rezervă nedesfăcută, da, au folosit-o, au desfăcut de curând una pe care o aveam și zic să mai avem una rezervă și au fost foarte încântate când au văzut ce frumoasă e cea pe care le-am cumpărat-o. Un curățător de legume, în ultima perioadă nu mai probleme am avut cu lucrurile acestea, cu obiectele acestea. Pentru curățarea mașinii de spălat vase am cumpărat de la Finish două seturi din acestea de 3 tablete, aveau un preț foarte bun, o promoție în Carrefour la un moment dat. Este tabletuțe din aceea care se adaugă în mașina de spălat vase, pe lângă vase și pe lângă detergentul de vase, tableta cu detergent, se adaugă și una din aceasta care curăță exclusiv mașina. Loțiune de corp de la Neutrogena, Deep Moisture, sper să fie super hidratantă. Și am cumpărat două cutii cu vopsea de păr excelans. Au schimbat ambalajul, e aceasta, dacă o recunoașteți, dacă o foloseați, eu am tot folosit-o și sunt foarte mulțumită de ea, am vorbit și în clipul Determinate despre aceasta. Aplicatorul este din acela cu gen pieptănaș, așa, și ajută foarte, foarte mult. A fost pentru prima oară când m-am vopsit acasă și parcă m-aș fi vopsit la salon. Am reușit să pătrund așa în toate unghiurile și să nu-mi rămână nicio șuviță de păr alb, de păr nevopsit. Pepco. După cum știți, noi am renovat locuința și ne-am mutat în toamnă în acest apartament, iar partea de decor, de decorațiuni, nu a fost o prioritate pentru noi. Am zis că le luăm încet, încet, pe măsură ce descoperim lucruri care ne plac, care considerăm că se potrivesc. Da? Astfel că e un pic goluță căsuța și îi lipsesc decorațiunile de pe aici și de pe acolo și încet încet mai cumpăr câte ceva. Ei bine, am cumpărat din Pepco acest suport pentru ghiveci. E foarte drăguț, auriu și se potrivește foarte bine cu ce avem noi în acest moment în sufragerie și în acest sens, în cazul în care nu ați văzut, vă sugestionez aici vlogul anterior, pentru că acolo vedeți mai multe elemente din sufragerie, veți vedea că se va potrivi, sper eu, foarte bine și acesta. A fost 55 de lei. Și
și această lumânare parfumată, care e absolut superbă, da? Și veți vedea că noi mai avem cu fix cu această imagine și o tăviță și cocostârcul acesta. Da, și zic, hai să o cumpăr și pe ea. Este o lumânare din soia. Nu doar că arată cum arată aici, dar are și acest capac de lemn și acest canaf, nici nu știu cum să-i spun. Așa, a fost 32 de lei. Ea este, după cum spuneam, o lumânărică parfumată. M-am mirosit eu așa, miroase frumușel, dar nu știu sincer dacă o voi arde, pentru că eu nu prea sunt cu lumânările parfumate, am mai vorbit, eu nu prea sunt cu foc în casă. Știți cât de mult îmi plac sacii menajeri din Pepco, am mai vorbit, sunt foarte rezistenți, îmi place că unii dintre ei, cei pe care îi obișnuiesc eu să-i cumpăr, sunt și parfumați. De obicei e un miros floral, iar ei arată un turcoaz, așa verzuliu, dacă nu greșesc. Ei bine, mi-a atras atenția acest model, această culoare a sacilor, când am ajuns la un moment dat în Pepco. Și când m-am uitat, am văzut că au miros de vanila latte. Și să știți că da, miros un pic ca vanilie și parcă și a cafea. Sunt tot de 60 de litri, cum avem noi nevoie. 16 bucăți, 7,50 lei rola. Și am cumpărat două. Le-am mai luat fetelor un set de evidențiatoare, pentru că eu nu credeam că ele folosesc așa ceva, dar am tot constatat că evidențiatoarele mele nu mai au culoarea care trebuie sau nu mai au puterea și culoarea puternică pe care o aveau, pentru că fetele le tot folosesc, dar repet, eu nu știam că le folosesc și nu știam că au nevoie de așa ceva. Astfel că am cumpărat acest set, sunt 2, 4, 6 culori, dar nu sunt doar evidențiatoarele aici, ci se și șterg în partea asta un fel de pic. 7,50 lei setul, bucata. Și le-am zărit și pe acestea niște marcăre metalice, 6,50 lei acest set de 4 bucăți. Fetele mele sunt permanent în proiecte DIY, creează, fac, desenează, colorează, taie și m-am gândit că nu vor prisosi și nu se vor supăra pe mine că le-am cumpărat aceste marcăre. De la Dr. Max le-am cumpărat fetelor să avem acolo în casă, slavă cerului că foarte rar folosim, Nurofen. Acesta sirop a fost 24,99, iar nu știu dacă știți, dar de la 7 ani copiii pot lua Nurofen și așa sub formă de ca niște bombonele, caramele, bombonele gumate. Fetele mele nu sunt încântate de varianta asta, am mai avut o dată, dar sunt practice, știți, nu mai stai să cu siropul, cu dacă te grăbești, ia carameaua în guriță și fuge și ieșiți pe ușă, da? De aceea am zis să mai avem și așa. Iar acesta a fost 42,49. Mi-am cumpărat de la CCC ghetuțele pentru primăvara aceasta, da? Știți că eu primăvara sunt cu dresurile groase și cu rochițele, așa îmi place să mă îmbrac. Le-am cumpărat pe acestea. Nu sunt din piele, dar sunt foarte drăguțe. Așa, am vrut, anul acesta am simțit că vreau ceva fără toc, așa, de obicei îmi iau botine cu un toculeț, așa, majoritatea celor pe care le-am, încălțămintea pe care o am de primăvară-toamnă, cam așa e, dar acum am vrut ceva fără toc. Prețul inițial a fost de 160 de lei, 159,99, dar am avut o reducere, că m-am scris la newsletterul lor, nici nu mai știu, și a costat setul, perechea, 143,99. Bun, și încheiem acum cu Spring Pharma, pentru că am văzut și eu că dacă luai câte un anumit produs de la La Roche-Posay, de la Spring Pharma, am văzut eu inițial, dar a avut loc campania, să știți, în mai multe farmacii și încă mai are loc, puteți verifica și la Dr. Max și BBT. Bun, deci dacă luai un anumit produs, erau semnalizate aceste produse de la La Roche-Posay, primeai cadou un kit de îngrijire și am cumpărat, da, gelul de curățare special ca să primesc acest kit. Haideți să vedeți.
gelul este acesta și a costat 55 de lei. Da, e un gel de curățat și fața și corpul în funcție de nevoi, inclusiv pentru micuți, pentru bebeluși este potrivit. Eu l-am gândit mai mult să mă demachez, să mă spăl pe față. Eu mai spuneam, nu folosesc demachiant, folosesc geluri de curățare și cred că ăsta va fi foarte bun. Bun, și odată cu el, după cum v-am spus, motivul pentru care l-am cumpărat pe acela, recunosc, de obicei nu fac așa, dar mi-am dorit tare mult kitul acesta pentru mers la mare și da, am cumpărat acest produs doar pentru acest kit, dar îl voi folosi oricum și așa am impresia că nu mai am decât un gel pe undeva prin casă nedesfăcut. Bun, și kitul conține următoarele: spuma de curățare de la La Roche-Posay, apa termală, nu mă încântă, nu prea folosesc apă termală, da, la mare merge. Da, faptul că e micuț, ați înțeles, faptul că sunt micuțe, așa, asta mă încântă și că le voi putea lua la mare, cel puțin astea de curățare, gelurile, spumele, nu prea găsești în forma asta, decât așa, dacă sunt campanii de acest gen și primești gratuit la o achiziție. Această cremă de curățare, nu m-am documentat foarte mult, dar din ce am citit e cumva asemănător cu, sau asemănătoare cu gelul acesta de curățare. O poți folosi și pentru față și pentru corp. Da, eu oricum cred că pentru corp o voi folosi pe aceea. O cremă pentru piele sensibilă. Aceasta are 15 ml, deci măricică. Mă gândeam că o pot folosi și în zona ochilor, nu contează că nu e antirid. E pentru pielea sensibilă, pentru ochi, buze, cred că merge foarte bine. Și două din acestea micuțe. Acestea sunt și mai hidratante, sunt de fapt ca un balsam. Da, într-adevăr micuțe acestea, cu provitamina B5. Nu știu cât au, 3 ml, sunt două identice, deci 6 ml în total. Da, da, și sunt foarte încântată. Tubulețul ăsta, să știți că are 100 de ml, deci este ok. Bun, și apoi, da, eu. Nu mi-a convenit că trebuia să achit transport, pentru că eu le-am comandat online, să plătesc taxe de transport. Ei bine, nu mi-a convenit lucrul ăsta. Zic, hai să văd ce mai găsesc. Aveam nevoie de pastă de dinți pentru fete atunci și le-am cumpărat lor două din aceste Aqua Fresh Sense Refreshing cu pepene și castravete. Și am mai luat pentru mine Parodontax în două variante, Complete Protection Extra Fresh și Complete Protection Whitening. Dar să vă explic un pic cu transportul. Eu am făcut comanda aceasta, după cum vă spuneam, pe springpharma.ro. Ei nu au campanie de nu au această regulă de transport gratuit la o sumă de, adică cumperi de 300 de lei, nici de 300 de lei dacă cumperi, nu beneficiezi de transport gratuit, da? Nu au așa ceva. Cumpără de minim și ți oferim transport gratuit. Dar tot timpul au produse în campanie care îți oferă transport gratuit și aveau acum practic o selecție de produse, bineînțeles, de fel de fel, puteau fi creme de față, puteau fi geluri de duș, erau fel de fel de selecție, dar eu m-am orientat către ce mă interesa. Aveau la anumite paste de dinți, deci la acestea Aqua Fresh, la Parodontax și nu știu ce mai era, eu repet, am luat ce m-a interesat pe mine, astea pentru fete, că sunt cu pepene și am zis că le va fi pe plac aroma, că sunt foarte... avem probleme cu pasta de dinți și acestea Parodontax pentru mine. Trebuia să ajunge, am impresia că să cumperi din acea categorie de vreo 40 și ceva de lei, nu mai știu, ca să beneficiez de transport gratuit. Deci, cu alte cuvinte, am cumpărat acest gel, am cumpărat aceste 4 paste de dinți și am primit kitul pentru gel și ce credeți? 4 tuburi cu pastă de dinți El Capitano. Eu pe măsură ce adăugam pastele astea de dinți în coș, repet, de nevoie ca să se facă sumă, ca să beneficiez de transport gratuit, pe măsură ce adăugam câte una, observam că se adaugă în coș și gratuit și câte o pastă de dinți de asta El Capitano. Dar sincer, o și vizualizam, îmi imaginam că e un tub așa micut, știți, de pastă de dinți, sigur ați mai primit și voi de la medicul stomatolog sau... Dar nu, uitați-vă, e pastă de dinți, dita mai cutia. Cât are? 100 ore? Da, 100 de mililitri. Nu este
problemă de termen de valabilitate, le-am analizat pe toate. Da, deci cu alte cuvinte, am cumpărat acestea și am primit acestea. Da. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă aștept la următorul video. Nu uitați că scriu și pe blog, alielasblog.com, poate găsiți ceva interesant de citit și că vă aștept și pe YouTube cu multe alte clipuri de acum încolo. O zi frumoasă să aveți, pa, pa!